Hello, hello! Bună ziua, București! Mulțumesc, mulțumesc frumos pentru invitație. Prietenii noștri sunt aici și ne-au făcut o surpriză extraordinară. Eu vin tocmai de la Iași. Am încercat să vin cu echipamente măcar la fel de sofisticate ca cele din stânga sau din dreapta, de zeci și sute de mii de euro. Ale mele sunt încă mai grele, de câteva sute de kilograme. Dar ce e mai important este să înțelegi ce este acolo. Și deopotrivă, fie aici în stânga, fie în dreapta, aveți echipamente la care, sau cu ajutorul cărora, explorăm necunoscutul. Și sunt atâtea fenomene în atmosferă care mereu ne stârnesc atenția și curiozitatea, dar și la sol, unele sunt acele fenomene care ne impresionează optic, ochiul, și mai departe explorăm să găsim ceva în atmosferă, ceva mai sus, un răspuns la atmosferei, la anumite schimbări la suprafața solului sau din interior, anumite cutremure de pământ și multe altele. Ne îndreptăm deopotrivă atenția spre echipamentele trimise spre Lună sau spre Marte, spre a cerceta ceva acolo. Cu ce? Prin tehnologii. Ce tipuri de tehnologii? De spectroscopie, de optică, de laser. Eu am încercat să vă aduc aici câteva dintre acestea care stau fundament. Este piatra, acea piatră de temelie și fundamentul, încă o dată o spun, pentru a înțelege ce este acolo. Și cei de la NASA și cei de la ESA și la orice agenție spațială din lume investesc în cercetare pentru a explora și a fi în siguranță pentru asta. Cum stăm cu poluarea în România și deopotrivă peste tot în lume? De ce este importantă? Pentru că ne afectează siguranța noastră. Ne afectează ceea ce este în jurul nostru. Deopotrivă vegetația, viețuitoarele, clima. Dar aceste particule din atmosferă, fie că sunt într-un număr mai mare sau mai mic, aceste particule, de fapt, ascund mult mai mult de atât. Ascund acel necunoscut din punct de vedere chimic, nociv pentru noi și mai ales pentru copii. Eu sunt aici pentru ei, de fapt, ca să le explic ceva, să înțeleagă de ce este important să respectăm mediul și cum să respectăm și de ce trebuie să respectăm, nu azi, nu mâine, ci tot timpul și prin ce tehnologii. Am făcut doar o mică introducere și ar fi trebuit să spun, deși slide-urile au mers pe parcurs, despre ce reprezint, pe cine reprezint. Reprezint Facultatea de Fizică de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. O facultate care reprezintă și scoate deopotrivă cercetători pregătiți cu căutare oriunde în lume. Universități care cer studenții noștri pentru pregătirea lor, pentru calitatea lor. Și știu așa că stau lucrurile și în alte centre universitate din țară. Pentru că încă mai este calitate și de aceea copiii trebuie să se orienteze spre cunoaștere și spre facultăți care sunt de un așa prestigiu în România. Ceea ce eu vreau să vă spun aici sunt acele elemente atât de mici, de fapt, microscopice, pe care nu le vedem și sunt în atmosferă. Nu le vedem. Dar ele sunt și aici deopotrivă și mai ales prin densimea lor din aer și mai ales prin nocivitatea lor. Cum le măsurăm? Dacă aș deschide pumnul aici, acum, de fapt, am lăsat în aer o serie de particule care se regăsesc aici. Din fericire, în acest perimetru, în acest areal, aerul este foarte curat. Este o cincime din valoarea maximă a poluării maxime admisibile de către legislație, de o așa numită legislație din România. Eu v-am pregătit o serie de instalații și o să vă rog să veniți aici. Iată-le, în momentul de față, pe ecran, sunt urmele particulilor micrometrice, adică particule 1 din 50 dintr-un fir de păr, ca și grosime.
care există în atmosferă, cu o viteză foarte mare, se deplasează prin atmosferă, sunt foarte mici, ele există. Nu le vedem cu ochiul liber, dar iată-le. Da, ele sunt nocive, cu cât sunt mai mici, cu atât sunt mai nocive pentru noi, pentru sănătate. Dar, până la urmă, ce are comun, că am spus înainte că n-am putut să vin cu instalații așa sofisticate de la Iași? Pentru că le avem, dar pentru că sunt foarte grele deocamdată. Dar spre ce tindem? Spre miniaturizare, spre acel ceva încât fiecare dintre noi, că aveți un aparat de fotografiat, să aveți capacitatea, posibilitatea să vedeți cu ochii dumneavoastră ce aveți în atmosferă, ce alimente serviți deopotrivă din magazinele din țară și numai, și multe altele. Adică spre miniaturizare. Toate acestea, fie că vorbim de roverul NASA, fie că vorbim de pe satelit, fie că vorbim de instrumente de la sol, toate au același principiu de funcționare. Încă există loc și foarte mare loc de cercetare, pentru că este foarte mult loc de interpretare și de cercetare în sensul de a identifica cum puși la sol. Pentru că măcar în România, de fapt, mai peste tot în lume, acest ceva din atmosferă nu este analizat și nu se cunoaște. Asta este realitatea. Dar care sunt soluțiile tehnologice? Și probabil că măcar acest lucru, acum, Adrian, poate acest timp, acest moment, este un reper la ceea ce spun. Că astfel de tehnologii, plecând de la ce vă arăt eu acum și ce vă voi prezenta, vor sta la baza acestor instrumente pe care le aveți dumneavoastră acum și fiecare copil îl are un smartphone. Deci pentru a analiza ce e în atmosferă. Altfel decât se analizează astăzi. Și mă lăsați un pic, două secunde. Sigur, doar vreau să completez un singur lucru, domn profesor. Și spuneam că în momentul de față în București sunt cel puțin 20 de programe de monitorizare a calității aerului. Au început un program de monitorizare a aerului inclusiv în școli. Dar, din păcate, există un singur program de păstrare a aerului și de curățare a aerului, de purificare a aerului. Și este foarte simplu. Așa cum spuneam și ieri, este un program făcut cu ajutorul plantelor. Este unul dintre proiectele de la NASA. Sunt selectate 80 de plante. Povestim la cealaltă stand sau persoanele interesate poate să vină la noi să afle mai multe. Sunt date extrem de importante. Noi, de altfel, le-am discutat cu ceva timp în urmă și v-am felicitat atunci pentru că, într-adevăr, inițiativa este lăudabilă, mai ales că desfășoară într-un mediu de învățământ, școlar în special, pentru copii, în special, și el, mai departe, sigur, prin educație, prin excelență, se va translata spre toate celelalte categorii de populație. Și doar închei atât, pentru că, de fapt, este foarte important și ați putea spune că va fi un reper ceea ce vă prezint în momentul de față, dar va fi la o scară miniaturizată. Deci, în esență, este vorba de un obiect optic, o lentilă sau o oglindă. În momentul de față este o oglindă, o lentilă, o sursă de lumină de putere mai mare. În momentul de față sunt surse foarte puternice de lumină, laser, așa cum i-ați văzut și ieri prezentat, măcar cel de la Măgurele, cel de la Măgurele, și mai sunt și altele în țară de alte caracteristici, cu alte proprietăți pentru interacțiunea cu materia, adică în aplicații. În orice caz, vor fi laser miniaturizați, cu astfel de lentile, astfel încât fascicul de lumină, să spunem ca un blitz folosit de dumneavoastră acum la un smartphone, va fi îndreptat spre ceva în aer, spre locul de analiză, spre un măr, deopotrivă, spre un fruct sau spre o, să spunem, un aliment anume, iar răspunsul în funcție de ce primim de acolo se analizează foarte rapid prin așa numitele tehnici spectrale sofisticate, mai mult sau mai puțin, și vom fi capabili fiecare dintre noi, nu știu cum va fi momentul ăla, dar eu sper să fie cât mai devreme, să avem posibilitatea să înțelegem și să să fim în siguranță, adică să deosebim un aliment potrivit de un alt aliment care este curat, este, hai să spunem, ecologic sau este bio, cum tot spunem, deși este foarte mult de spus când spunem despre bio,
e mai mult o noțiune, este foarte largă, pentru că în spatele acestei noțiuni sunt foarte multe lucruri care ne scapă, voit sau nu. Doar o singură demonstrație vreau să vă mai fac și am încheiat. Adică măsurăm chiar acum, da? Pentru că măsurăm chiar acum aerul de aici, calitatea aerului de aici. E vorba doar de densitatea de particule, de concentrația, sau să spunem, elemente din punct de vedere chimic. Dacă suflăm niște fum pe el, de la cineva care fumează, se o... de sute de ori, de mii de ori. Va fi sesizabilă, da? Da. Ok. Fumează cineva în public? Avem un fumător? Nu avem niciun fumător? În tot parcul? Extraordinar. Stăm foarte bine. Deja cantitatea de poluare din București cade semnificativ. Deci, dacă e vorba de particule mici, care sunt cele mai nocive în momentul de față în această zonă a parcului, cumva ne așteptam. Dar eu nu mă așteptam chiar să fie atât de curat, de fapt. Sunt 5 micrograme pe metru cub. Adică de 5 ori mai mică decât limita maximă admisibilă de către legislație. Un aer foarte curat. Acum. Aici. Bun, merităm aplauze pentru asta. Vă rog. Vă rog. Este o întrebare. Din ce este format aerul? Aer. Este format? Din... Particul, aerodinamic. Eu vorbesc de poluare. De... Poate să mă spune asta? Da, sigur că da. Ce atmosferă este acum aici? Păi v-am spus înainte. Da. Ce atmosferă? Ca să vă răspund la compoziția chimică, ar fi trebuit să am... Ar fi trebuit să am aici echipamente de celul care le am în laborator. La mic, nu. Acela mic determină doar numărul de particule, traiectoria și mărimea lor în spațiu. O să discutăm după aceea, da, n-are rost să intrăm în tot. Da, sigur. Vă mulțumesc frumos, vă doresc mult succes mai departe. Mulțumim, domn profesor.